Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest, ce nou vlog? Primul vlog de pe canalul ăsta de YouTube, pentru că este canalul nostru, canalul meu secundar. Și suntem alături de frații Munteanu în premieră aici. Bada-bim, bada-bum, bine ați venit! Dați-mi un like! Da, vă rog frumos să dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri, să dați subscribe la acest canal de YouTube, pentru că m-ar ajuta enorm. Hai să crește cât mai mult canalul acesta. O să avem foarte, foarte multe reacții și tot felul de clipuri de-astea mai nebune și spontane, să zic așa. Și poate la un moment dat o să ajung să postez zilnic pe canalul ăsta, adică 30 de zile, 30 de clipuri. La cine uităm astăzi, Sărceanu? O să începem foarte, foarte frumos, pentru că oricum nu avem monetizare pornită pe acest canal de YouTube. O să începem cu K-pop. Nu mă interesează că mi-au copyright, sincer, așa că o să reacționăm la K-pop. Ok, fair enough. Pentru că foarte multe lume mi-a cerut treaba asta. Ia vedeți ce cadru frumos avem aici, apăs pe numărul 2. Și bam, vedeți aici desktop-ul. Dați-mi o părere acolo mai jos în comentarii cum vi se pare setup-ul ăsta nebun. Haideți să începem, zic. În primul rând vreau să vă fac o prezentare. Știți despre da, ce este BTS, vorba? Da. Așa, gen, oamenii sunt coreeni. E o trupă, e cea mai cunoscută trupă de K-pop. Și știu că fanii se numesc ARMY. Da, fanii se numesc ARMY și au o comunitate bestială, frate. Deci dacă vreodată zici ceva, știu, țar toți în cap, știu. Bă, țar au cea mai strong comunitate posibilă. Da. Și sincer abia aștept și eu, pentru că pe viitor am un mare proiect ongoing. O să avem propriul BTS în România, făcut de Cheanu. Cheanu Zeng in the future. Bun, hai să nu ne mai lungim cu vorba și haideți să reacționăm. Prima oară o să reacționăm la piese în sine și după aia vă arăt și dansurile lor. Gen, ei după fiecare piesă fac și un dance practice. Bun, hai să reacționăm la Dynamite, că văd că mi-apare primul aici. Okay. Hai să vedem. 34 de milioane de like-uri, incredibil așa ceva. Da, mă, frate, ei în prima zi fac 40 de milioane de vizuri, cel puțin. Da. Îmi place că totul e foarte colorat, frate. Da. Chiar e o chestie esențială. E un vibe. Chiar e vibe. Bine, eu știu piesele astea, vă dați seama. Asta e Jungkook. Hai, putem să vorbim puțin despre cât de curat este tenul lor? Cu ce vă dați, fraților, pe față de nu aveți un coș? Vezi că și eu am aici. Uite-l pe ăsta, îi lucește fața. Frate, vreau și eu, vreau. Stai, și așa cristică pe ăsta, îl cheamă Jimin. Așa. Uite-l pe Jimin, fratele meu. Uite-l pe Jimin, fratele meu. Jim Beam, hai. Hai să-i dăm. Bine, vă dați seama că la orice altă filmare și ei au un fond de ten, ceva frumos pe față, să nu le lucească fața. Dar oricum au tenul super, super curat. La fel și eu, scuze. Și sunt foarte clean băieții, frate, gen orice piesă pe care o scot e foarte family friendly, îți dau așa un vibe super bun și mișto. Se vede. Da. Bă, și producția e altceva, mă, frate, e altceva. Ăsta e V. Ăsta are cel mai multe gadgeti dintre ei. E așa, cel mai bad boy. Da, e cel mai bad boy. Și face și am auzit când ai intrat cu vocea asta. Genial, bă, domnul. Da. Și ăsta este liderul, are. Suga, cum uita? Nu, Râmă. Râmă, unde-i Suga? Eu doar felul ăsta e. Ăsta e Cookie sau Suga, nu? Nu sunt sigur, sincer, nu fac diferența aici de Cookie. Sunt sigur, ăsta e. Și ăsta e Jimin. Bă, da, fiți atenți, vreau să vă întreb. Stai, așa se prinde pe toți. Bun. Foarte mulți nu fac diferența între ei, frate. Voi faceți? Bă, vi se pare că arată la fel? Sunt diferiți, dar... Îți dai seama că sunt diferiți, dar văd foarte multe comentarii de-astea tâmpite, frate, că toți arată la fel, că nu e adevărat.
Da, chiar. Băi, e clar că fiecare se diferențiază prin stilul lui. Adică da, fiecare are un stil vestimentar diferit, fiecare are o freză diferită. Fiind și toți în aceeași trupă, trebuie să fie diferiți unul față de celălalt, știi? Trebuie să arate puțin altfel. Exact. Dar poți să-ți dai seama, poți să-ți dai seama. Uite ăsta din mijloc, cred că are un mulet ca freză. Are, da, da, are, are puțin, are puțin așa. Genul ăsta e V, ăsta e Jungkook, ăsta este Jimin, ăsta este RM, în spate acolo este Jin. Și nu știu care dintre ei este Chanu Zeng. Și unul din ei e Suga sau Cookie, nu știu sigur. Bă, da, da, pot să înțeleg de ce au atât de mult succes oamenii ăștia, chiar, chiar e foarte catchy muzica lor, sună foarte bine. Da, nu, e... nu mă zgârie nimic pe creier. E foarte clean, foarte frate, clean, foarte, da, clean, e super, super tare. Bun, hai să trecem la următoarea piesă, yo, 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 și care o să fie, ta-da-da-da-da-da, Butter. Butter. Ia, hai să vedem cât are. 765 de milioane de views și 21 de milioane de like-uri. Bă, arată prea șmecher oamenii, jur. Echipa pe care o au în spate este... Da, genial. Oamenii care îi joacă. Da. Uite, ăsta e Jin. Practic aici le vezi numele la toți. Și aici... Ah, chiar da. Aici îi vedem pe toți. Deci uite, Jin, Jimin, J-Hope. J-Hope, frate. Mamă, dar cât sunt? 2, 4, 6... Am, mamă, 7, dita mai trupa. Bă, dar știu că... Cui se spunea Cookie? Îi se spunea ori lui Suga, ori lui J-Hope. Lăsați acolo mai jos în comentarii, că chiar nu mai țin minte, jur. Deci V-ul ăsta e cu cele mai multe gagici. Foarte multe fete au crash fel. După aia vine Suga, după aia vine Jungkook, Jin, care este gen cel cu vocea trupei și mai puțin cu dansul. După aia este RM, liderul grupei, Jimin și J-Hope. J-Hope este cu rap-ul foarte mult. Bă, mi se pare că ei au fost la un moment dat la Ellen. Da, au fost la Ellen. Putem să ne uităm la aia, că piesele, da, deja le-am ascultat. Asta era și la radio. Sau nu, au fost la Carpool Karaoke, la ăla, cum îl chemam. Și eu voiam să fac o serie de asta, frate. Dar îți iei copyright pe fiecare piesă, gen, și nu e... Vezi, liderul grupei știe și foarte bine engleză, restul nu știu așa bine. Nu am înțeles. Uite ce ten au toți, frate. Și are 100 de milioane de vizuri clipul ăsta. Bă, într-o perioadă învățam dansurile lor, frate, e super hype. Doamne, dar să ai ocazia să iei pe toți ăștia într-o mașină, eu m-aș opri la oameni pe stradă, aș deschide toate geamurile și... Ia, uitați-vă la toți! Vedeți pe cine am în mașină? Da, și toți șapte așa deodată să le văd reacția la oameni. Mi se pare ireal, jur. Băi, și au filmat, fiți atenți să vă arăt, au filmat la un moment dat un clip în America și au oprit traficul, mă, frate, și gândește-te să mergi liniștit în trafic. Și să vezi BTS făcând o piesă, gen, filmând o piesă, mi se pare. Parcă îi lași aici. Da, da, îi lași. Nici nu le trebuie autorizații sau ceva. Ce să le comentez, mă, frate, sunt BTS-i de bun. Au oprit tot traficul. Eu aș fi acolo, mamă, hai să oprim tot traficul, nu mai plecați, vă rog. Bă, uită-te, frate, gen, să-i vezi așa pe BTS.
Mamă, uite frate, nu am să pun așa mâna pe mă, nu știu, mi se pare ireal, jur. Se vezi așa live pe toți. Și la un moment dat se urcă pe mașina lui asta, fiți atenți. Băi, e genial, e genial. Eu prima oară când am văzut clipul ăsta nu credeam că sunt ei, dar ei sunt. Genial. Și uite-te frate cum se mișcă echipa lor, gen. Ai gen chiar s-au încadrat în cât a fost roșu acolo? Da. Și după s-a făcut verde. N-au deranjat pe nimeni, adică. Top, rău, tot. Pe lângă BTS vă dați seama că există mult, mult mai multe alte trupe K-pop, dar eu cel puțin eu personal cel mai mult am ascultat BTS și prima oară, prima oară când am ascultat K-pop a fost o piesă de la BTS. Și cred că și tu. Că mi-ai zis da, la un moment dat de un clip. În 2019 am reacționat la BTS pe canalul meu. Da, tare rău de tot în orice caz, sunt geniali băieții și da. Cam atât a fost cu acest clip, nu uitați să dați un like, un share, să vă aduci prietenii voștri și nu uitați să lăsați un comentariu și să ne corectați ceea ce am greșit acolo mai jos în comentarii. Vă iubim! Vă iubim! Haide! Și ne vedem la următorul clip. Nu uitați să dați subscribe, m-ar ajuta enorm. My breath through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems.